Хэппи-няца. Хэппи-няца на Хит-ФМ. Начни день весело. Как выбрать новогоднюю елку, узнаешь через пару секунд. Хэппи-няца. Лайфхак. Bună întrebare abordat, Dima, pentru că pe locul întâi în clasamentul preocupărilor în această perioadă se află întrebarea: brad artificial sau natural? Păi uite, eu vin cu câteva clarificări în această situație. Și începem cu brazii artificiali, care se găsesc la noi în, și sunt confecționați în general din PVC, adică policlorură de vinil. Deși producătorii și vânzătorii încearcă să ne bage în cap ideea că dacă ți-ai luat un astfel de brad, o să-l ai toată viața și eventual îl lași moștenire. Totuși, cercetătorii arată că de fapt acești brazi ajung și ei la gunoi după câțiva ani de utilizare. Pe lângă asta, brazii artificiali nu sunt biodegradabili și nu tot timpul sunt reutilizați. Acum trecem la brazii naturali, care sunt tăiați și aceștia reprezintă o resursă naturală regenerabilă. Câtă vreme crește, un brad natural absorbe dioxid de carbon din atmosferă și produce oxigen, deci este folositor. Dar odată tăiat, eliberează înapoi în atmosferă dioxid de carbon și pe măsură de ce se descompune, de asemenea, poate fi ars, cel puțin va folosi la ceva, la căldură, dacă nu va sta degeaba. Așa că, bineînțeles, poți să optezi atât pentru brad artificial, cât și pentru cel natural și totuși ar trebui să cântărești aceste două momente și să alegi. Ну, на самом деле, я себе установил елочку на рабочем столе ноутбука. Это мой максимум новогодней атмосферы в доме. А в целом, я считаю, что самое главное – это создать внутри какой-то позитивный настрой и встречать с ним праздники. А уже какая елка, на какую тебе хватит, это ну, уже… Правильно, правильно. Контяза, ты тут день окунзит девушки. Апропо, если ты на рабочем столе ноутбуке, это же хорошо. Потом не надо снимать все украшения, работать. Да, ноутбук главное не выкинуть потом, как елку обычно в марте. Я тут еще оптез пентру брату Вил, пентру кашмиросу, запах от елки. Какой? А кошка что по этому поводу думает? Так вот, я вчера уже все нарядила елку, а моя кошка радуется. Как говорится, цель вижу, не вижу препятствий. Ага. Вот так вот. Хэппи-няца.